Haideți să vedem imaginile cu ce au făcut ei în aceste zile la școala de șoferi. Full pizza, lacrimea mare de necaz. Am spus greșit. Vulpița și Viorel s-au întors în sala de curs de la școala de șoferi pentru noi lecții de teorie. Însă pentru că lucrurile nu se întâmplă mereu așa cum și-ar dori și pentru că nu prea a fost pregătită, primul test de ieri a fost cu ghinion. Testul la sfârșit. Ați fost declarat respins la examenul de teorie. Nu te-ai pregătit suficient? Nu, n-ai citit, n-ai învățat cât trebuie? Nu prea. Este greu, dar nu este imposibil. Ei bine, așa cum ați auzit, Veronica nu s-a dat bătută și a mai încercat odată și... Am reușit de data aceasta. Crezi că Viorel a trecut testul? Nu știu. Viorel? Ai dat. Pro. După ce au terminat cu exercițiile teoretice și au făcut foarte multe teste de fiecare, cei doi soți s-au mutat într-o altă cameră înțesată cu semne de circulație. Avem indicatoare de avertizare. Da. Viorel explică. Primul indicator este, nu, de avertizare, sus. Păi da, ăla să nu treci. Stai, primul indicator este? Semaforul. Bine, da, al doilea. Avionul. Da, al treilea. Vânt lateral. Aici. Da, patru. Spune tu, Viorel. Aici ce e? Vrei să spun eu? Hai. Ambele sensuri. Circulația în ambele sensuri. Și acum cea de-a doua grupă de indicatoare sunt cele de prioritate. Avem câte? Sunt doar șase. Păi să mi le arăți. Hai. Asta e interzis. Cedează trecerea. Da, asta da. Al doilea este? Oprire. Da, bravo. Și aici? Ei... Viorel, al treilea care este? Tu vezi că scrie aici? Al treilea? Ce este? Drum? Cu? Drum cu prioritate. A, vezi? Așa, hai, aici. E, vezi, nu știi, Nica. Păi cum? Aici ce scrie? N-ai învățat, Nica. Veronica, o să spun la ceva din numereală de aici. Drum prioritate. Stop. Da, hai zi și tu, nu mai eu. Hai zi odată. S-a sfârșit drumul. Păi da, hai. S-a sfârșit drumul, nu ai treabă. Tu mergi înainte. Da, următorul? Zi, Viorel, hai, știi. Hai, ce spui? Hai, de Viorel, zi odată. Prioritate din ambele sensuri. De la indicatoare, soții Stegaru au trecut la panoul cu semnalele polițistului din trafic. Pentru acest moment, Viorel a luat rolul omului în uniformă, iar Vulpița a trebuit să ghicească. Așa ce? Oprire. Și bă, mai așa, ce vrei să arăți? Așa. Ce înseamnă asta, Viorel? Ce e asta? Ia uite bine, ce scrie acolo? Uite exact. Ai semnul ăsta, așa? Oprire, na. Și vrei să zic. Așa? Tot oprire. Hai, asta e. Reduceți viteza. Și așa ce înseamnă? Când îți spune polițaiul așa, în mijlocul străzii și îți spune așa. Oprire, na. Și așa? Când îți faci polițaiul așa ce? Să mergi. Și când stă așa? Oprire, gata. Bun, gata, ai trecut testul. Veronica, înainte de a ieși în stradă, îți arată aici cum se circulă. Ia uite, când treci o mașină de aici, nu? Asta e șoseaua. Când treci aici, trebuie să faci mașina. Tu vii cu mașina de aici, așa. Mergi pe partea asta. Mergi pe partea asta. Bun. Și așa, când vrei, unde duci? În partea asta. Și aici, când ajungi aici, ce-l faci? De acolo. Sigur? Sigur? Da. Ia uite bine. Rotire? Ia uite bine și ți arată. Uite bine la semne și ți arată acolo. A, merge, da. Deci aici e interzis, te-ai oprit și apoi o iei în față. Și când ajungi aici, ce ai făcut? Te oprești. Dacă se întâlnesc, vine o mașină de aici. Una de aici, una de aici. Nu. Are voie. Deci dacă vin din ambele sensuri, trei mașini, au voie iază și mie. Nu. Vine mașină de aici. Și mașină de aici. Cui dai prioritate la mașină? La asta care vine de aici. Bravo, ești iată. Gata, hai, că am terminat și hai în stradă. Da, suntem în stradă.
Vedem noi semnele în stradă acum cum sunt. Hai să vedem semnele acum. Hai vedem acum. Ce semnă e triunghiul aici? Cedează trecerea. Și semnul cu albastru care e cu alb? Curbă la? Curbă la dreapta. Bravo! Ălantul de acolo ce semne? Inter? Interzis. Hai că mai avem încă două. Acela? Ai voie să oprești. Bravo! Și la ăștia aici? La astea două? Aici tot așa, oprire interzisă. Da, și la celălalt? Tu nu știi, Nica! Tu mă văzdujești! Ăla merge șoseaua dreaptă înainte. Nu! Ba da. E acces interzis. Da? Și ăla? De acolo ăla? Zici tu ăla? Ce înseamnă? Dacă ești așa deștept, îi dai mare și tare. Eu nu spun ție, fiecare învață pentru el. Ce-i ăla? Hai! Ia, dar tu știi? Ăla e interzis, semnul interzis. Acces interzis. Păi, dar dacă e semn interzis, nu tot acolo. Ia spui ăla, ce scrie acolo sus? Hai zi tu că ești tu deștept. Păi unde arată semnul și ăla cu duș? Ești deștept, ai învățat multe carte și ești prea deștept. Zici nici ce scrie acolo. Vulcanizarea. Și de sub ce mai scrie? Stații, măi, na, eu știu. Viorele, zici înseamnă și mie aia, pe ușa la. Dacă ești tu atât de deștept. Să vedem să ajungem aici, să vedem. La un moment dat, Viorel a găsit întăriri pe drum. Două doamne care voiau o poză și care au reușit să-l scoată din încurcătură. Ia, dacă facem și poze, ia spune și mie cu semnele astea două, ce scrie? Semnul de jos este acum înainte. Da. Și semnul de sus este că aveți cum să parcați. Parcare. Cum e, Veronica, e așa? Eu ți-am dat, că tu te credeai deștept. Păi da, păi tot același răspuns îl dădeam și eu. Nu prea. Ba da. Și stopul ăla din spate? Aici nu ai voi. Aici este trecere de pieton, putem să trecem, hai. Păi unde? Eu nu vă semn. Hai să trecem, Ioti. Păi aici așa e trecere. Ia să văd, unde e semn? Ala. A, bun. Veronica, cum tragem concluzia? Ți-a plăcut azi? Da, mie mi-a plăcut. Am învățat foarte multe. Le-ai învățat pe toate sau mai ai? Pe toate le-am învățat. Și crezi că o să iei proba de examen? Da, 100%. De-abia aștept să-mi ia mașină. Ești invidios? Eu nu sunt invidios.